Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. Vorbim astăzi despre tratatul de la Trianon, mai precis despre împlinirea 100 de ani de la semnarea tratatului care a consfințit și a recunoscut internațional unirea Transilvaniei cu România. În studio l-am invitat pe Florin Cristescu, profesor de istorie. Bună ziua! În direct, prin Zoom, de la Ploiești, un alt profesor de istorie, un prieten al revistei Historia, Dorin Stănescu. Salut, Dorin! Bună ziua! Vă salut și eu! Florin, la finalul anului 1918, România se găsea într-o situație destul de grea. Deși multă lume spune că unirea s-a încheiat odată cu 1 decembrie 1918, doar dacă ne referim la faptul că armata română de-abia pătrundea în decembrie 1918 în Transilvania, lucrurile nu stau chiar așa. Ce se întâmpla la finalul anului 1918 în România? Exact cum ați spus și mai devreme, lucrurile nu s-au sfârșit așa odată cu momentul 1 decembrie 1918. Există această tentație festivistă în ceea ce privește, ceea ce a privit practic și centenarul României Mari, că odată cu 1 decembrie, gata, așa ca un foc de artificii, totul se termină, totul este minunat, România Mare s-a format, putem să sărbătorim centenarul, am putut să sărbătorim acum 2 ani de zile centenarul și toate lucrurile rele s-au încheiat. Situația României era una destul de gravă în acel moment și de ce spun acest lucru? Pe de o parte avem o situație internațională destul de agravantă de Revoluția Bolșevică, cât și de exportul acestei revoluții, pentru că în cele ce urmează vor avea loc revoluții în 1919, mă refer desigur, în Ungaria, undeva în Bavaria, chiar agitații destul de serioase în Austria, iar România era prinsă cumva în mijlocul acestui joc politic și acestor probleme legate de răspândirea bolșevismului. Pe de altă parte, situația economică a țării nu era una prea bună și vorbesc aici despre anumite pierderi pe plan economic. Industria era la pământ, nu mai lucra în niciun caz la capacitatea la care lucrase, nu vorbesc de anul 1916, nici măcar de 1914. Situația agriculturii iarăși era una dezastruoasă, să ne gândim la soldații care au fost mobilizați pe front și pământurile adesea rămăseseră nelucrate, mai vorbim și despre ocupație inamică în anumite părți ale țării, cât și despre o criză la nivel politic. Un lucru deosebit de important pe care îl face regele Ferdinand și are un merit aici, a fost reprezentat totuși de acești pași spre o reformă agrară. Inițial exista acel discurs de la Răcăciune în 1917, când i s-a promis soldaților pământ și o mai largă participare la treburile publice, continuată, desigur, cu primii pași spre implementarea acestei reforme agrare. Și pe de altă parte mai există un optimist, cu toate că situația era destul de gravă, prin faptul că România totuși, deși reintră în război la sfârșitul conflictului, se afla în tabăra statelor învingătoare. Urmau apoi, bineînțeles, o serie de negocieri ce urmau a fi duse în capitala Franței și în orășele adiacente. Și chiar și acestea s-au făcut cu mari dificultăți. Mai ales că, așa cum ai precizat și mai devreme, armata română încă nu avansase în toată Transilvania. Inițial se ocupase linia Mureșului, urmând mai apoi, prin anumite etape, să se ocupe și restul Transilvaniei. Încă nu se știa unde o să fie granița între Ungaria și România. Existau presiuni internaționale de tot felul. Oare granița va fi pe un aliniament mai avantajos Ungariei sau mai avantajos României? Exact. Asta vreau să-l întreb pe Dorin. La începutul anului 1919, în ianuarie și în luna februarie, armata română avansează tot mai mult în Transilvania. Ce se întâmplă, Dorin, în Ungaria la începutul anului 1919? Aș începe un pic mai devreme și a spune că în noiembrie 1918
Între ziua semnării armistițiului, monarhia dualistă, regimul dualist austro-ungar se prăbușește. În Ungaria are loc o adevărată revoluție. La putere vine un regim condus de contele Mihály Károly, un politician foarte popular în epocă, dar un om care nu se ridică la înălțimea misiunii istorice pe care o avea, și anume aceea de a încerca să scape un stat care trecuse printr-un război distrugător, un război din care viitorul stat maghiar ieșise înfrânt. Și cel mai bine, situația din Ungaria de la sfârșitul anului 1918 a rezumat-o cumva Sigmund Freud, neașteptat. Sigmund Freud, un cunoscător al vieții politice de la Budapesta, care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat în acel sfârșit de an 1918 în Ungaria, în lumea politică, și anume asasinarea contelui Tisza de către un grup de soldați dezertori care îl considerau vinovat pentru declanșarea războiului și pentru această aventură în care fusese târâtă Ungaria, Sigmund Freud avea să spună despre viața politică budapestană și maghiară următoarea chestiune: l-au ucis pe cel mai deștept dintre conții maghiari și l-au pus ca șef de guvern pe cel mai prost dintre conții maghiari. Acest fapt stă scris într-un volum de corespondență care a fost publicat acum câțiva ani, corespondența lui Freud cu unul dintre prietenii săi maghiari. Ei bine, într-adevăr, în Ungaria s-a instaurat un nou regim care nu a fost capabil, regimul condus de contele Mihály Károly, care nu a fost capabil să facă față presiunilor și mulțimii de probleme pe care Ungaria acelei epoci le avea. Și în aceste condiții, în care în permanență existau fricțiuni între trupele maghiare și cele române pe granița din Transilvania, în condițiile în care în permanență armata română era solicitată să intervină pentru a apăra populația din zonele care se aflau sub granița maghiară, sub stăpânirea maghiară. Ei bine, în tot acest context foarte tulbure, contele Mihály Károly a cedat puterea, și aici a fost o greșeală a acestuia, a cedat puterea unui regim bolșevic, unui regim care avea să instaureze pentru o scurtă perioadă Republica Sovietelor, și aici ne referim la acel regim condus de către Béla Kun. Béla Kun, un personaj care până la începutul războiului avusese o traiectorie de funcționar mărunt într-un oraș transilvan, și luat prizonier de către ruși, aici intră în contact cu ideile bolșevice, îl cunoaște pe Lenin și se întoarce în Ungaria cu gândul de a porni și răspândi ideile revoluției bolșevice, atât în Ungaria cât și în Occident. Dorin, cum se raportau autoritățile și politicienii maghiari la destrămarea Austro-Ungariei? Ce sperau? Sperau să mențină Ungaria Mare, sperau ca zonele, așa numită Ungaria Mare, sperau ca zonele fostului imperiu să rămână în continuare sub deplina lor stăpânire, iar nu luau în calcul și ceea ce doreau naționalitățile care locuiau acolo. Și discutăm aici cel mai simplu și cel mai la îndemână
Exemplu, îl avem în Transilvania. Transilvania, locuită, după cum arăta chiar recensământul maghiar dinainte de război, Transilvania, aici locuiau 53-54% dintre români. Ori să încerci să menții această zonă în continuare în Ungaria era o utopie. De ce era o utopie? Pentru că, așa cum se cunoaște, președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson, venise cu un set de propuneri prin care vorbise foarte clar despre principiul dreptului popoarelor la autodeterminare. Ori românii din Transilvania, care erau majoritari, în acel moment nu mai doreau să facă parte dintr-o Ungarie, mare sau mică, oricum nu conta. Practic, politicienii maghiari sperau să păstreze cumva un status quo, numai că realitatea istorică și dezbaterile din cadrul conferinței de pace, precum și argumentele națiunilor care au dorit să se despartă de foștilor stăpâni de maghiari, au fost cele care în cele din urmă au contat și au cântărit decisiv în balanța deciziilor pe care marile puteri le-au luat vis-a-vis de ce avea să se întâmple cu statutul Ungariei și până la urmă cu statutul acestui mare imperiu care fusese Imperiul Austro-Ungar, o zonă care ocupa practic centrul Europei. Florin, pe 18 ianuarie 1919 începe la Paris conferința de pace. România se duce la Paris cu un obiectiv clar, conturat de prim-ministru român Ionel Brătianu. Ea vrea să obțină termenii pe care Antanta i-a promis țării în 1916, atunci când armata română a intrat în război. Are niște dificultăți mari, în primul rând, în a i se recunoaște statutul de stat aliat și asociat, și apoi un alt element supărător pentru Ionel Brătianu, dar și pentru întreaga de delegație română, este faptul că marile puteri și-au făcut organisme prin care problemele principale erau discutate doar între ele. Celelalte țări aliate și asociate erau doar invitate să-și exprime un punct de vedere. Care a fost poziția României la Paris la începutul 1919? Poziția României la Paris era una dificilă. Și de ce spun acest lucru? A existat numeroase dificultăți legate de problematica împărțirii Banatului. Pe de o parte, avem o poziție a Serbiei și a viitoarei Iugoslavii, care participase la război în 1914. După cum știm, războiul se declanșează cu atacul Austro-Ungariei asupra Serbiei. Și de altă parte, avem promisiunile făcute de Antanta României în anul 1916. României se promisese o graniță mult mai largă decât ceea ce i s-a oferit în cele din urmă. Și vorbim aici despre Ardeal, care mergea până undeva în zona Tisei, și o mare parte din Banat. Doar că aici avem mai multe dificultăți. Pe de o parte, există acest aspect al Banatului, care, din punct de vedere economic și chiar politic, funcționase ca o unitate în secolele precedente. Și avem un mix de populații, și vorbesc aici despre sârbi, despre români. Într-un număr mai mic existau și maghiari, croați, cehi chiar, slovaci. Și problematica aceasta Banatului a fost una foarte dificilă, mai ales că armata sârbă, odată cu încheierea armistițiului, a avansat și a ocupat orașe precum Timișoara și Aradul, cu toate că există o proverbială prietenie între români și sârbi, întotdeauna ne lovim de anumite problematici, cum sunt un
pasionat al istoriei Balcanilor, există două puncte foarte, foarte dificile și unul dintre ele este această problemă a Banatului, despre care am vorbit mai devreme și voi vorbi în continuare, și altul cel al Văii Timocului, o zonă locuită în, aproape în întregime de etnici români până nu demult. Da, referitor la această problemă, dacă e să aplicăm iarăși principiul lui Woodrow Wilson, pe de-o parte, zona de est a Banatului era locuită în majoritate de o populație românească. Zona vestică era locuită în principal de sârbi, dar existau, asta este o mare problemă a principiului acesta al națiunilor, faptul că nu granițele teritoriale nu corespund întotdeauna cu cele etnice și puteau să existe insule de românitate în zona sârbească, cum existau și localități sârbești în zona românească. Iar negocierile au încercat să fie purtate de Ionel Brătianu și direct cu Alexandru Karagheorghevici al Serbiei. Acesta a refuzat ideea oferirii României întregului Banat, motivând desigur faptul că granița cu România s-ar fi situat undeva la 20 de kilometri de Belgrad, ceea ce, vă dați seama, niciunui stat nu-i convine să ai granița, la fel cum pusese și înainte de Primul Război Mondial, chiar la periferia capitalei. Pe de altă parte, negocierile, iarăși a mai încercat să aibă un as în mânecă Brătianu, vorbind și aducând la un moment dat chiar această problemă a zonei Timocului, două regiuni etnice din Serbia în care se regăsește populația românească, și ar fi spus ceva de genul: domnule, cum există o regiune deja românească, putem să ocupăm această regiune de vest a Banatului. În cele din urmă, marile puteri și în virtutea acestui principiu al națiunilor elaborat de Woodrow Wilson au decis practic împărțirea în două a Banatului, o parte revenindu-i Serbiei și o parte României. Mă scuzați, chiar în trei, pentru că și Ungaria a obținut, da, undeva la, nu știu, 2% sau o parte oricum insignifiantă din Banat. Cum s-a rezolvat această criză pe mai departe? Ideea e că au existat tensiuni, au existat probleme la graniță. Abia în 1923 putem să vorbim despre o graniță clară în Banat, pentru că, exact cum vă spuneam și mai devreme, existau localități românești care au intrat în granița regatului sârbilor, croaților și slovenilor, la fel cum existau și localități sârbești în Banatul românesc. Și lucrurile au fost reglementate mai târziu și printr-o căsătorie. Este vorba despre fata reginei Maria României, numită Minion sau Mărioara, regina Iugoslaviei, cu Alexandru Karagheorghevici. Acesta în cele din urmă venind adeseori la București, iar în anii următori, prin activitatea lui Tache Ionescu, se încheie și ceea ce s-a numit Mica Antantă, alianță din care făcea parte România, Iugoslavia și Cehoslovacia, state desigur care aveau anumite interese comune. Nu neapărat această alianță era legată de prietenii, cu toate că, am zis, avem și puncte care ne apropie foarte mult de sârb și puncte care ne despart de ei. Mai degrabă era vorba despre interesele din regiune ale celor trei țări. Revenim la conferința de pace, la un moment dat, din cauza acestor negocieri și a presiunilor care au puse pe Brătianu, acesta a fost nevoit la un moment dat să își dea demisia, refuzând practic să piardă această parte importantă din Banat. Dorin, să ne întoarcem la problema Transilvaniei. La 1 februarie, Ionel Brătianu vine în fața Consiliului Suprem și expune cerințele pe care le are România în ceea ce privea viitoarea stabilire a frontierelor. El cere exact stabilirea frontierelor pe alineamentul stabilit în 1916 în Tratatul de Alianță cu Antanta. Dar în martie, în Ungaria, ajunge, cum bine ai precizat, la putere Béla Kun, iar relațiile dintre România și Ungaria sunt tensionate și vor avea loc mai multe confruntări militare. În perioada martie, iunie, iulie, cum pot fi caracterizate relațiile română-ungare?
În primul rând, aș spune că relațiile se desfășoară și dinamica politică se desfășoară pe două planuri. Pe de o parte, la Paris, comisiile de experți pe problema granițelor dintre România și Ungaria își încep activitățile și dezbaterile. Cele două părți vin cu propriile puncte de vedere, cu statistici, cu hărți. Toate aceste chestiuni se derulează la Paris până în vara lui 1919. Pe de altă parte, dinamica relațiilor dintre România și Ungaria, începând cu momentul 21 martie, când la Budapesta, așa cum am precizat anterior, Bela Kun preia puterea, relațiile româno-maghiare încep să devină din ce în ce mai tensionate. Au loc o serie de raiduri ale trupelor maghiare în spațiul transilvan. Începe un val de persecuții împotriva populației românești din zonele aflate sub stăpânirea bolșevicilor maghiari. Cad numeroase victime, cad acestei adevărate represiuni, acestei politici de teroare, numeroși preoți, învățători, avocați, practic toată inteligenția română din acea zonă este arestată. Sunt foarte multe cazuri de astfel de persoane care sunt efectiv ucise cu bestialitate de către maghiari și evident că tensiunile ajung la o cotă din ce în ce mai mare. În plus, inițial Consiliul Aliat, Consiliul Suprem Aliat, fusese binevoitor față de Ungaria. S-a încercat să se ajungă chiar la o serie de înțelegeri cu Bela Kun, numai că acesta nu este un partener credibil, ci dimpotrivă se dovedește a fi un factor de turbulență și un factor de destabilizare a zonei centrale europene. Încep o serie de conflicte militare ale Ungariei cu vecinii săi și așa se ajunge în vara anului 1919, așa ajungem la acel celebru episod al campaniei armatei române din Ungaria, campanie soldată cu ocuparea Budapestei. În ziua de 4 august trupele române au intrat acolo și armata română avea să fie staționată aici și multă vreme, avea să părăsească Ungaria undeva în jurul datei de 20 martie 1920, în urma unor presiuni ale aliaților, pentru că România și-a menținut armata aici dorind să aibă garanția foarte clară că atacuri asupra teritoriului național din Transilvania nu vor mai avea loc și că guvernul de la Budapesta va fi în cel mai rău caz un guvern va fi un guvern care să aibă o politică corectă față de România și nu o politică agresivă. Așa se face că pe undeva vrând nevrând poziția aceasta a României avea să îi fie cumva favorabilă unui ofițer, unui viceamiral, cel care avea să devină ulterior, de altfel, liderul Ungariei pe întreg parcursul perioadei interbelice și până la sfârșitul războiului, și aici l-am numit pe viitorul amiral Horthy. Dorin, vom reveni la amiralul Horthy și la cum s-a raportat acesta la România, dar aș vrea să-l întreb pe Florin. Florin, la Paris, între lunile mai și septembrie, are loc o mare criză între reprezentanții României și liderii din Consiliul Suprem Aliat. În mai, Brătianu amenință că se va retrage de la conferința de pace, deoarece României nu îi sunt respectate drepturile și cerințele pe care Antanta și l-a asumat în fața țării. La sfârșitul lunii iunie, Brătianu face acest pas și revine la București, se retrage, iar în septembrie își dă demisia din fruntea guvernului României, tocmai pentru a nu semna tratatele de pace, în special cu Austro-Ungaria și apoi
cu Bulgaria. Pentru România era supărătoare o clauză din tratatul cu Austro-Ungaria, clauza minorităților sau tratatul minorităților, prin care se spunea că la 1878 marile puteri au recunoscut independența României legată de respectarea unor drepturi a unor minorități. Brădeanu se retrage și dă demisia. Cum pot fi caracterizate aceste luni? Aceste luni, bineînțeles că sunt caracterizate destul de tensionat. Referitor la acest aspect al problemei minorităților, să nu uităm că în 1878 independența României a fost condiționată de schimbarea articolului 7 din Constituție, cel referitor la acordarea cetățeniei exclusiv creștinilor. Ei bine, acest articol din Constituția din 66 îi dezavantaja cumva pe evrei care se așezaseră masiv în anumite regiuni din Moldova, mă refer aici la orașe precum Iașul și Galațiul, și care nu beneficiau practic de dreptul de a fi cetățeni, cu toate că unii dintre ei participaseră chiar și la războiul de independență și așa mai departe. Revenind la anul 1918, exista această problemă a minorităților, dar depinde până unde putea ea să meargă. Într-adevăr, în Transilvania avem o majoritate românească, dar exact cum vorbeam despre acest principiu al națiunilor, exista cumva și o mare insulă secuiască undeva în zona care există și astăzi pe majoritate secuiască, mă refer la Harghita, Covasna și parțial județul Mureș. Acum, depinde până unde ar fi mers acest drept al națiunilor, pentru că la un moment dat, nu știu dacă chiar Brătianu spunea acest lucru, că da, suntem de acord cu respectarea dreptului minorităților, dar acesta nu va merge până la separarea lor, practic, de România. Și de aceea putem să vorbim despre o situație destul de dificilă în ceea ce privește gestionarea acestei probleme a minorităților. Cu toate acestea, în cele ce urmează, vom avea Constituția în 1923, cea care este o Constituție mult mai deschisă și mult mai largă privind această problemă a minorităților și care garanta exprimarea religioasă, politică, culturală și așa mai departe a acestora. De aceea zic că totuși era o dificultate. Minorități, drepturi, dar până unde să meargă aceste drepturi? E o discuție care poate rămâne valabilă și în zilele noastre, dar nu aș vrea să mă implic prea mult în aspectele politice. Dorin, revenim de la Miklós Horthy. După ce acesta a preluat puterea în Ungaria, politica lui s-a radicalizat, politica Ungariei s-a radicalizat față de România, iar acest lucru a fost deosebit de vizibil odată cu adoptarea unui memorandum sau unui raport în care se făcea o evaluare a situației României, iar factorii de decizie maghiari afirmau că România poate fi atacată de Ungaria în 2 ani, deoarece la sfârșitul lui septembrie și începutul lunii octombrie, România se izolase din punct de vedere internațional. Ce politică a adoptat Miklós Horthy la sfârșitul lui 1919 și la începutul anului 1920, atunci când Ungaria a fost chemată la Paris pentru a discuta termenii tratatului de pace? Ei bine, după ce situația politică s-a liniștit în Ungaria, în sensul că odată cu desființarea regimului bolșevic al lui Bela Kun, s-a intrat într-o relativă normalizare și inclusiv reprezentanții marilor puteri, după ce se semnase în septembrie și tratatul de la Saint-Germain cu Austria, au decis că era timpul să rezolve cealaltă mare problemă și spinoasă problemă a Europei Centrale, și anume semnarea tratatului cu Ungaria.
pe 1 decembrie 1919, guvernul de la Budapesta s-a trezit cu o invitație din partea marilor puteri de a-și trimite delegația la Paris pentru a lua cunoștință de prevederile viitorului tratat care urma să se semneze între marile puteri și Ungaria de cealaltă parte. Evident că fiind și momentul sfârșitului de an, al sărbătorilor religioase, delegația ungară a avea să sosească la Paris la începutul lunii ianuarie. Aici a fost o adevărată și de altfel trebuie spus lucrul acesta că pe întreg parcursul anului 1919 și chiar și pe cel al anului 1920 a fost o întreagă bătălie propagandistică dusă la Paris de o parte de reprezentanții Ungariei, de cealaltă parte de reprezentanții micii antante, așa cum scria cu o notă ironică ziarul Pesta Hirla, pentru că ei au dat această denumire de mica antantă alianței dintre Iugoslavia, România și viitoarea Cehoslovacie. Ei bine, a fost un adevărat, spuneam, un adevărat război propagandistic în care fiecare parte a auzitat de un întreg arsenal de argumente. Revenind acum la ce s-a întâmplat cu delegația maghiară, delegația maghiară era condusă de către un om în vârstă de 73 de ani, contele Albert Aponi, care a plecat însoțit de numai puțin de 73 de persoane, făceau parte din această delegație. Trenul a plecat de la Budapesta pe 5 ianuarie și pe întreg teritoriul Ungariei, în toate gările prin care acesta a trecut, s-au organizat manifestații în care li s-au cerut reprezentanților guvernului maghiar să se întoarcă, evident, cu rezultate cât mai bune, așa cum își doreau ei. Sosită la Paris, delegația a fost cazată într-o zonă și a avut parte de un tratament oarecum surprinzător. Li s-a interzis să circule prin Paris fără să înștiințeze autoritățile franceze. După câteva zile de așteptare, pe 15 ianuarie, contele Aponi a fost invitat pe Quai d'Orsay, a fost invitat și acolo i s-a înmânat tratatul. Acesta a solicitat un termen de 24 de ore pentru a-l consulta și pentru a veni cu perspectiva, cu punctul de vedere al guvernului maghiar. Evident că citirea acestui tratat a fost un șoc pentru Aponi. În cea de-a doua zi, pe 16 ianuarie, acesta s-a prezentat în fața reprezentanților Consiliului Suprem și și-a ținut speech-ul său. A vorbit întâi în limba franceză, după ce a terminat în limba franceză discursul în limba franceză, Clemenceau i-a cerut îngăduința să se aștepte 10 minute pentru ca discursul să fie tradus în limba engleză. Aponi a epatat asistența spunând că va vorbi în limba engleză. După ce a terminat în limba engleză, a vorbit și în limba italiană. Din punctul acesta de vedere, era cumva o bilă albă și o simpatie, un respect față de un om care, iată, stăpânea limbile diplomației și limbile economiei ale acelei perioade. Evident că în expozeul său, Aponi, nu trebuie să uităm că el este nimeni altul decât personajul care la 1907 este inițiatorul unei legi care îi poartă și numele, legea Aponi, o lege prin care maghiarizarea populației de alte naționalități, inclusiv românii, era dusă până la paroxism. Deci vorbim
vorbim de un om care venise acolo deja cu o serie de prejudecăți pe care le avea prin formația sa culturală și prin convingerile sale politice. Ei bine, Contele Aponi a expus faptul că, din punctul de vedere al guvernului Ungariei, acesta nu se consideră vinovat de declanșarea războiului, Germania și Austria sunt vinovate. El cere ca Ungaria să nu fie pedepsită cel mai aspru pentru faptul că a contribuit la război și mai solicită organizarea unor referendumuri în toate teritoriile care urmau să se desprindă de Ungaria. În plus, are o serie de remarci care, evident, au deranjat vizibil pe reprezentanții marilor puteri. El a spus că, practic, poporul maghiar este reprezentantul unei culturi europene superioare și că o mare parte din populația maghiară este lăsată sub conducerea unor popoare inferioare, o aluzie directă, evident, la ceea ce era credeau ei despre România. De altfel, aici voi face o paranteză și voi spune că imaginea pe care propaganda maghiară o creează României în spațiul occidental și cu precădere în spațiul englez este acela al unui popor pur și simplu barbar din punct de vedere cultural și hoț din punct de vedere economic. Acesta este conținutul propagandei maghiare a anului 1919 și a anului 1920 vis-a-vis de români. Evident că această expunere a contelui maghiar a deranjat vizibil pe reprezentanții marilor puteri, întrucât arăta clar că Ungaria nu înțelegea și elita politică maghiară nu înțelegeau atmosfera și, până la urmă, mersul istoriei. Nu înțelegeau că principiile wilsoniene erau cele care ghidau deciziile politice care urmau să fie luate. În fața acestei expuneri a contelui maghiar și a obiecțiilor sale, reprezentantul Consiliului Suprem, președintele Consiliului Suprem, Clemenceau, a spus că se vor vedea peste o lună, atunci când urmează să se discute propunerile maghiare. Evident că în Contele Aponi s-a întors la Budapesta cu oarecare speranțe, el de altfel în jurnalul său, așa cum este firesc, își creionează o imagine foarte bună, spune că la finalul discursului său rostit în fața reprezentanților Consiliului Suprem, primul ministru britanic Lloyd George a venit și l-a felicitat și i-a spus: ai fost foarte convingător. De cealaltă parte, memoriile lui George Lloyd ne arată contrariul, și anume ne arată iritarea pe care totuși pacifistul, ca să spun așa, George Lloyd a simțit-o față de modul în care contele maghiar și-a făcut expozeul. De ce spun acest lucru? Spun pentru că George Lloyd a avut o poziție un pic mai flexibilă față de poziția Franței vis-a-vis de țările învinse. George Lloyd și Anglia, țara pe care el o reprezenta, considerau că este necesar ca statele învinse să nu fie pedepsite prea aspru, tocmai pentru a nu se da naștere unor resentimente și unor posibile războaie în viitor. Dorin, aș vrea să ne oprim aici și revenim la momentul în care delegația maghiară se reîntoarce la Paris pentru a discuta despre ce se întâmplă în România la finalul anului 1919-1920. Avem schimbări de guvern repetate, dar în viața politică și cea socială. Ce se întâmplă? În luna noiembrie au loc alegeri și alegerile astea au concretizat anumite realități. Pe de o parte, este vorba aici
despre falimentul vechii clase politice sau, hai să nu-i spune neapărat faliment, pentru că Brătianu în cele din urmă totuși va reveni și va conduce cu succes România în prima parte a anilor 90. 20. Dar, 20, mă scuzați. Dar mă gândesc practic la situația generală de război și de criză economică și la faptul că avem pentru prima dată acest vot universal. În cele din urmă, o mare parte dintre țărani s-au apropiat de mareșalul Averescu, care își formase un partid numit Liga Poporului, și există și un mit din ăsta al Salvatorului, care s-a propagat adeseori în ceea ce privește poporul român, și acum avem de-a face cu acest mit al generalului Averescu, cel care va realiza reforma agrară, cel care va duce așa la o situație nemaipomenită. În schimb, deși foarte popular, alegerile aduc la putere anumite forțe regionale. În Transilvania câștigă Partidul Național al lui Iuliu Maniu. În Bucovina avem de-a face cu un partid unionist, în timp ce în Vechiul Regat și în Basarabia cel care câștigă foarte mult teren este Partidul Țărănesc. Partid Țărănesc care existase și înainte de 1918, dar acum ia un avânt important, mai ales prin faptul că votanții erau majoritari din zona rurală. Avem de-a face cu o serie de mai multe guvernări, dintre care se remarcă cea lui Vaida Voievod, guvern care se dovedește a fi unul falimentar și practic un eșec pentru România. Iar în cele din urmă acesta este dat jos de o coaliție, culmea între doi foști inamici, este vorba aici despre Alexandru Averescu, care se coalizează din nou cu Brătianu. Tensiunile rămân și la nivel social și aici vorbesc în principal despre marile orașe și despre mișcări muncitorești. Au loc numeroase manifestații muncitorești, multe dintre acestea solicitau schimbarea formei de stat, instituirea unei republici. Bineînțeles că printre acești muncitori existau foarte mulți agitatori din zona roșie și mă refer aici din Uniunea Sovietică, veniți cu o misiune specială, dar în cele din urmă regele reușește să gestioneze această situație. Au fost două elemente care au determinat acest lucru. Pe de o parte, revin la această reformă agrară și la faptul că practic acordând o serie de drepturi țăranilor, regele a împiedicat ca aceștia să se apropie de mișcarea muncitorească, și pe de altă parte faptul că România era un stat agrar și muncitorimea reprezenta un procent foarte mic din populație ca să pună în pericol casa regală. Cu toate acestea au existat destule dificultăți. A existat o mișcare a unui anume Max Goldstein, care urmărea chiar să-l asasineze pe rege și care în iarna anului 1920 urma chiar să declanșeze un atentat cu bombă la Senat, în urma căruia o serie de oameni politici au murit. Deci o situație tensionată, dar gestionată foarte bine de regele Ferdinand. Dorin, revenind de la tine, delegația maghiară se întoarce la Paris pentru a semna tratatul de pace, în vreme ce în România erau tulburări, în special politice, succesiuni de guverne. Cum a gestionat Alexandru Averescu semnarea tratatului cu Ungaria și care a fost poziția delegației maghiare la Paris în momentul în care a fost chemată să semneze tratatul?
Bine, am să vă spun că Alexandru Averescu și guvernul său au fost fericiții moștenitori ai unei politici inteligente duse de către Alexandru Vaida Voievod și de către aripa ardeleană din guvernele României. De ce? Pentru că ei cunoșteau cel mai bine modul de acțiune al elitei maghiare. Să nu uităm că Iuliu Maniu, dar și ceilalți lideri, Alexandru Vaida Voievod inclusiv, fuseseră membri în Parlamentul de la Budapesta și cunoșteau conexiunile, modul de manifestare și de acțiune al elitei politice maghiare. Tocmai de aceea, încă din 1919, la Londra, pe lângă legația românească, se înființase un birou de propagandă care a avut grijă să contracareze politica, lobby-ul acesta extraordinar dus de către elita maghiară în Anglia, cu scopul de a seduce și de a influența în favoarea Ungariei pe cei din clasa politică engleză. Și vă spun că nu a fost o misiune foarte, foarte ușoară. Alexandru Vaida Voievod aș spune că în acea perioadă a fost pur și simplu un prim-ministru care a fost sacrificat cumva pe altarul intereselor și ambițiilor atât ale lui Ion Ice Brătianu, care vedea că în planul politicii externe, al diplomației, Alexandru Vaida Voievod se bucura de aprecierea reprezentanților marilor puteri, cât și, spuneam, inclusiv mareșalului Alexandru Averescu nu-i convenea modul în care Alexandru Vaida Voievod gestionase și, aș spune, cu destul succes, gestionase politica externă românească și problemele spinoase. Pentru că trebuie subliniat aici că între George Lloyd și Alexandru Vaida Voievod se stabilise un canal de comunicare pozitiv, de apreciere pe care premierul britanic o avea față de premierul român și nu în ultimul rând aici a contat evident și formația culturală europeană, occidentală a premierului român. Iată că așa s-a ajuns ca în februarie, în martie 1920, în momente cruciale când premierul George Lloyd, dar și reprezentantul Italiei, Francesco Nitti, erau pe punctul de a susține ca Ungariei să-i se facă o serie de concesiuni și anume mutarea granițelor un pic mai favorabil pentru Ungaria și așa mai departe. Așa cum am reiterat anterior, s-a desfășurat un întreg eșafodaj propagandistic pe care Ungaria l-a instrumentat în Occident, în special în spațiul englez, dar și în cel francez. În martie 1920, jocurile încă nu erau făcute, pentru că văzând poziția aceasta inflexibilă față de Ungaria, a Franței, decidenții de la Budapesta încep o serie de negocieri care aveau să se finalizeze abia prin septembrie 1920. Încep o serie de negocieri cu partea franceză în care, oferindu-i se Franței o serie de avantaje economice, în fond cumva controlul asupra economiei maghiar, se încearcă să se obțină condiții mai bune. Însă politica inteligentă dusă de românii, care văzând aceste breșe pe care
diplomația maghiară le-a făcut în cadrul Consiliului Aliat Suprem, i-au determinat și pe sârbi și pe cehoslovaci, au semnat o serie de memorii de protest în care au solicitat ca partea ungară, ca doleanțele părții ungare să nu fie luate în considerare. Și în cele din urmă așa s-a și întâmplat, pentru că aliații au avut la un moment dat de răspuns unor întrebări cu totul și cu totul aparte. Cine a fost inamicul nostru în război? Au fost românii și sârbii sau au fost ungarii? Ungurii. De cealaltă parte, a mai contat și faptul că România, atât sub guvernul lui Alexandru Vaida Voievod, cât și sub guvernul Alexandru Averescu, a știut să joace foarte bine cartea aceasta de țară care era un bastion al Antantei în această zonă, un bastion împotriva bolșevismului. România și-a manifestat angajamentul ferm de a stârpi bolșevismul care îi speria atât de mult pe liderii europeni. De aceea ajungem în luna mai. Contele Aponi este chemat de către noul președinte al Consiliului Suprem, și anume noul premier francez Mitterrand. Acesta îi spune că față de tot ceea ce au prezentat cei de la Budapesta, toate solicitările lor sunt respinse, ba mai mult decât atât, îi dă și o replică, pentru că unul dintre argumentele importante ale propagandei maghiare a fost că acela că ei au 1000 de ani de civilizație, că statul lor există de 1000 de ani și că nu se poate ca marile puteri să pună capăt unei glorioase existențe a unui astfel de stat. Ei bine, Mitterrand avea să-i spună ceva de genul că, deși statul dumneavoastră este vechi de 1000 de ani, este clădit pe principii nedrepte. Ca atare, suferințele și dorințele românilor, italienilor, sârbilor, cehilor, slovacilor și croaților au fost reprezentate de ceea ce aceștia au făcut, și anume de dorința lor de a fi alături de frații lor. Evident că delegația maghiară se întoarce spre sfârșitul lunii mai, se întoarce la Budapesta. La Budapesta este o atmosferă sumbră, se fac tot felul de dezbateri și tot acum se și publică într-un cotidian al capitalei ungare, se publică și un articol care conținea trei cuvinte: nem, nem, soha, nu, nu, niciodată. Aceste cuvinte care aveau să devină în timp sloganul revizionismului maghiar. În Parlamentul maghiar au loc dezbateri, se pune problema ce trebuie să facă Ungaria în această situație, să semneze tratatul prin care practic din 300 și ceva de mii de kilometri pătrați Ungaria era redusă la numai 92 de mii de kilometri pătrați, sau de la o populație care însuma, inclusiv pe cele ale naționalităților, care însuma 20 de milioane, să rămână cu o populație de doar 7 milioane. Iar răspunsul a venit de la contele Aponi și a spus: dacă nu acceptăm acest tratat, înseamnă că noi de fapt suntem în război cu întreaga lume. Ceea ce era clar însemna o sinucidere a elitei politice și, nu știu, aici intrăm deja în zona istoriei contrafactuale. În cele din urmă s-a ajuns la ziua de 4 iunie 1920, la momentul semnării tratatului de la Trianon. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vom vorbi despre consecințele semnării tratatului de la Trianon într-o altă emisiune. Nu uitați, găsiți revista Historia Special dedicată momentului Trianon 1920 și a modului în care România și Ungaria s-au raportat la semnarea tratatului. Vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. La revedere!